Bună ziua, voi face I Ching-ul pentru Zodia Capricorn, valabil în perioada 11 aprilie-10 mai. Doi de doi și un trei. Yang tânăr. A doua linie. 3, 3, 2. Deci este in tânăr. La fel, un in tânăr. Prima trigramă inferioară. La fel, in tânăr. Deci 3, 2, 2. Yang tânăr. Ultima linie. 3 de 2. Deci, în schimbătoare. Trigrama a doua, superioară. Prima trigrama inferioară este Zen, trigrama superioară este Sun. La intersecția celor două, Sun cu Zen, avem 42. 42. I, creștere. Deci creșterea. Creșterea. Trigramele componente sus sunt vânt blând, lemn, penetrație, jos zen, tunet, mișcare, periculozitate, sentința. I sugerează că în starea pe care o denotă, va fi avantaj în fiecare mișcare ce trebuie făcută, că va fi avantajos de făcut fluviul, de trecut, scuzați-mă, de trecut fluviul cel mare. La fluviul cel mare se referă la o călătorie, la o ceva ce vreți să întreprindeți, un schimb, un proiect nou, vreți să-l depuneți.
Deci, orice ați vrea să faceți acum, creștere, dezvoltare, câștig, este la locul său să se hotărască, să se stabilească țelul și să se traverseze fluviul cel mare. Comentariu. În I vedem trigrama superioară diminuată, iar pe cea inferioară adăugată acesteia. Satisfacția poporului ca o consecință a acesteia este fără limite, ceea ce descinde de mai sus ajunge la tot ce este dedesubt. Atât de mare și strălucitor este cursul apariției sale. Faptul că va fi avantajos orice mișcare ce trebuie făcută apare din poziția centrală și corectă a liniilor a doua și a cincea. Și din binecuvântarea generală a căreia împărtășirea o implică. Faptul că va fi avantajos de traversat fluviul cel mare apare din această acțiune a lemnului indicată în imagine. I este format din trigramele ce exprimă mișcarea și docilitatea prin care are loc mișcarea zilnică spre o continuare nelimitată. Avem de asemenea în ea cerul împărțind, iar pământul producând, conducând spre o creștere fără nicio restricție. În această creștere, toate au loc în conformitate cu cerințele momentului. Independența internă și cea externă, condiția bună, pot fi obținute. Liniile merg bine, înțeleptul urmează și dezvoltă ceea ce este bun și corectează ceea ce este rău. Cel care este sus se micșorează, cel care este jos crește. Să ne recunoaștem greșelile și să ne grăbim să le corectăm. Este corect să se traverseze fluviul, în special dacă găsim o barcă din lemn. Adică este bine să decidem în țelurile noastre mai îndepărtate, deoarece creșterea nu ține o viață. Întâlnirea cu lemnul, cu planta vie, simbolizează că decizia nu trebuie amânată. Marele simbolism. Simbolul vântului și cel al tunetului formează II. Omul superior, în concordanță cu aceasta, când vede ce este bine, se îndreaptă spre el, iar când este eroare, se îndepărtează de ea. Liniile. Prima linie nedivizată sugerează că va fi avantajos pentru subiectul său în poziția sa să facă o mișcare mare. Dacă va fi foarte norocos, nu îi se va imputa nicio blamare. Dacă mișcarea va fi foarte norocoasă, nu îi se va imputa nicio blamare. Adică cineva dintr-o poziție atât de joasă să nu se ambaleze în afaceri mari. Situația favorizează muncile mai mari și se pot finaliza. Greșelile puține, noroc bun, înțeleptul știe că pe cei inferiori, nici în asemenea situații promițătoare, nu se poate pune o sarcină mare. Linia a doua, divizată, sugerează persoana aducând în magazinele subiectului 10 carapace de broască țestoasă, ale căror oracole nu pot fi ignorate. Să-l lăsăm să persevereze în a fi ferm și corect, iar atunci va fi noroc bun. Să lăsăm regele, având astfel virtutea distinctă, să le folosească
la prezentarea ofrandelor sale lui Dumnezeu, iar atunci va fi noroc bun. Persoana e aducând în magazine, ei vin din prejurul cercului apropiat lui. Pentru a proceda astfel, sosește cu un ajutor fără pretenția vreunui răsplate sau câștig. Regele înțelept știe însă că bogăția nu este suficientă pentru bine. Este nevoie de curățenie interioară și dreptate. Astfel iese apleacă în fața legii. Linia a treia divizată sugerează creșterea ce este dată subiectului său prin mijlocul a ceea ce este rău, astfel încât el trebuie să fie condus spre ceea ce este bine, fără a fi blamat. Să-l lăsăm să fie sincer și să continue drumul omului, astfel el asigură recunoașterea conducătorului, la fel ca un ofițer care se anunță la prinț prin simbolul rangului său. Se poate ca dezvoltarea noastră să nu o apuce pe drumul cel mai bun, ci pe cel mai la îndemână. Înțeleptul, remarcând acestea, își schimbă el însuși comportamentul și prin aceasta este demn de cinste. Linia a patra divizată își prezintă subiectul continuând de drumul corect. Sfatul lui către prințul său este urmat. El are pe cine să se bizuie într-un mod avantajos, într-o asemenea mișcare, ca îndepărtarea averii. Sfatul său către prinț este urmat. Singurul său obiectiv este să crească bunăstarea generală. Cel care nu doar vorbește despre fidelitate față de drumul bun, acela este capabil să fie corespunzător în fața prințului său. Cel slab, influențabil, este mai bine acum dacă nu acționează. Linia a cincea nedivizată își prezintă subiectul căutând cu inima sinceră să beneficieze de cele de subtul lui. Nu este nicio întrebare despre aceasta, rezultatul va fi noroc bun. Toți caii de subtul său recunosc cu inima sinceră bunătatea sa. Conducătorul caută cu inima sinceră să beneficieze de tot ceea ce este de subtul său. În privința rezultatului nu mai încape îndoială. Toți cei de sub el recunosc cu inima deschisă bunătatea sa. El obține ceea ce dorește la o scară mare. Corectitudinea și amabilitatea, seriozitatea și încrederea față de celălalt om, acestea duc la rezultatul bun. Înțeleptul nu întreabă în continuu. Linia a șasea nedivizată ni se sugerează cineva la a cărui creștere nu va contribui nimeni, dar mulți vor căuta în acest timp să-l atace. El studiază legi într-un mod neregulat în scopul de a-și comanda inimii sale. Va fi rău. Nimeni nu va contribui la creșterea sa. Aceasta exprimă doar jumătate din rezultat. Mulții vor căuta să-l atace. Ei vor veni în jurul său pentru a face asta. Cel care ia cu forța, cel care este egoist, care își neglijează datoria, acela nu cunoaște măsura în dezvoltare, și îl provoacă de multe ori pe adversar. Provoacă reacții de rezistență. Cel care nu este modest nu are
nici spadă, nici platoșă, ne spune înțeleptul. Aceasta a fost pilda pentru Capricorn. Vă doresc o perioadă bună!